Bună seara, dragii mei! Sunt Cezara Munteanu și vă aduc cele mai tari știri mondene ale săptămânii. Începe chiar acum Monden Weekend. V-ați săturat de vacanțele în locuri superaglomerate și vreți să vă oferiți un sejur ieșit din tipar? Vă recomandăm noi o călătorie spațială la prețul modic de 200.000 de dolari. Arta a devenit ca și lumea de astăzi, complet distorsionată și pentru mulți dintre noi de neînțeles. Dar dacă acestea sunt tendințele, nu ne dăm cu părerea, ci doar vi le relevăm. De exemplu, o operă ce constă dintr-o banană lipită cu scotch pe un perete arată că arta este o investiție bună, prețul ei crescând de peste 10 ori de la data lansării. Un nou trend ciudat în skincare circulă pe rețelele de socializare. Folosirea usturoiului crud pentru a trata acneea și a uniformiza tenul. Deși mulți internauți susțin că această metodă oferă rezultate rapide, specialiștii avertizează că poate aduce mai multe riscuri decât beneficii. Prestigiosul magazin National Geographic face recomandări pentru 2025 la 25 de destinații turistice. Printre ele, două sunt și din România, ceea ce arată că potențial avem. Cu promovarea stăm mai prost, dar e bine că se ocupă alții. Concluzia, avem cu ce, dar nu avem cu cine. Nu orice femeie își poate permite ținutele prințeselor din casa regală, dar analiștii de modă au descoperit și dezvăluit câteva trucuri exclusive ale femeilor din familia regală ce pot fi de folos oricui. Mai ales că, pe fondul tot mai multor contestatori ai monarhiei, ținutele regale și princiare au ca numitor comun modestia, dar una rafinată. Dracula, asociat de un scriitor irlandez cu domnitorul Vlad Țepeș, este incontestabil una dintre vedetele Halloween. Bram Stoker a creat o ficțiune care a prins la public și care de mai bine de 100 de ani aprinde imaginația oamenilor. Ca titlu informativ, Vlad Țepeș n-a fost nici mai bun, nici mai rău decât epoca sa. În Evul Mediu, cam astea erau modalitățile de pedeapsă în întreaga Europa. Rămâneți pe Metropola TV, ne revedem după o scurtă pauză de publicitate cu și mai multe știri mondene. Dragilor, am revenit și continuăm cu știrile mondene. S-a deschis expoziția multimedia dedicată sezonului rece, Grădina Luminilor. Întreaga expoziție se desfășoară în cadrul Grădinii Botanice din capitală, iar povestea este inspirată din basmul clasic Frumoasa și Bestia. În Japonia, un obicei aparte atrage atenția în rândul angajaților. Cei care ajung primii la birou își parchează mașinile în locurile cele mai îndepărtate, lăsând spațiile apropiate pentru colegii care vin mai târziu. În Turcia, niște antreprenori au vrut să creeze un tărâm de basm cu sute de castele, dar le-a ieșit până la urmă un tărâm al fantomelor. Șantierul abandonat de câțiva ani după ce s-au construit totuși 500 de castele arată ca un oraș bântuit, care tocmai de aceea atrage turiștii. Comedia românească Moartea în vacanță, regizată de Cristian Ilișoan și avându-l pe Mircea Bravo în rolul principal și de producător, va aduce pe ecrane o nouă aventură plină de umor și momente memorabile. Spania a intrat în vria întâlnirilor după farsa unui TikToker. Acesta a anunțat pe platformă că îți poți întâlni partenerul după un anumit cod. Să fii prezent într-un supermarket la o anumită oră și să ai în coșul de cumpărături un ananas. După impactul avut, putem concluziona. Ori oamenii sunt din ce în ce mai singuri, ori sunt naivi. După ce ultimii ani au transformat-o în adevăratul sens al cuvântului, Monica Angel ne-a împărtășit ce schimbări a implementat pentru sănătate și cum arată în prezent viața ei. Ce declarații a făcut artista, vedem în următorul material. Astăzi, în rubrica noastră dedicată actorilor celebri și filmelor la fel de celebre, ne concentrăm pe un adevărat titan al cinematografiei, un actor care și-a pus amprenta în filme de acțiune, drame și science fiction, Tom Cruise. Haideți să descoperim topul celor mai apreciate filme ale sale care au redefinit standardele de excelență în industria filmului. Rămâneți pe Metropola TV, ne revedem după o scurtă pauză de publicitate și o voi avea alături de mine pe Olivia.
Am revenit și așa cum am obișnuit, o am alături de mine pe Olivia, care a venit să ne spună ce ne rezervă astrele în acest weekend. Bună seara, draga mea! Bine te-am găsit, Cezara! Este un weekend foarte frumos, ne relaxăm, apar călătorii de scurtă durată, ne implicăm în diferite activități, dar unii nativi sunt supărați că unele lucruri nu ies cum vor ei. Să aflăm împreună cine sunt supărați. Berbecii simt nevoia să petreacă mai mult timp cu familia. Activitățile casnice îi relaxează și le aduc satisfacție. Taurii se implică în activități de creație. Ar fi indicat să înceapă o activitate nouă care să-i scoată din stresul cotidian. Gemenii trebuie să își schimbe rutina. Sănătatea este în prim plan, iar anumite diete i-ar putea ajuta să își recapete vitalitatea. Racii pot avea discuții intense cu partenerul de viață. Au fost prea implicați în activități profesionale, iar acum pot primi reproșuri. Le ia o zi mai puțin favorabilă. Gândurile pe care le au vis-a-vis de o persoană specială din viața lor îi neliniștesc. Fecioarele sunt în formă și se simt împlinite profesional. Nu se recomandă călătoriile pe distanțe lungi. Balanțele își pun mari speranțe într-un proiect. Înainte de a se implica într-o activitate nouă, este bine să analizeze planul de mai multe ori. Scorpionii au un program încărcat. Fac pregătiri pentru o întâlnire de grup care le poate aduce împlinire în plan profesional. Săgetătorii au sentimente de frustrare pentru că anumite lucruri nu ies cum vor ei. Discuțiile de familie pot fi mai intense astăzi. Capricornii se relaxează. Participă la diferite activități care le pot aduce un câștig important. Vărsătorii reușesc cu greu să stabilizeze situația financiară. Implicarea în cât mai multe activități profesionale nu va aduce rezultatele dorite. Peștii inițiază diverse discuții cu partenerul. Este posibil să apară călătorii de scurtă durată neprevăzute. Dacă vreți să aflați mai multe din lumea astrelor, accesați contul de Facebook Alina Domnișor. O să fie un weekend minunat, pentru că e weekend și acesta vine la pachet cu o energie bună de care noi cu siguranță trebuie să profităm. Și că povesteai tu puțin despre călătorii de scurtă durată, rămânem așa la acest capitol, știu că și ție îți place să călătorești, corect? Și ai așa în plan vreo călătorie cât de curând? Nu, deocamdată. Nu în viitorul apropiat. Ei, poate-ți vin idei. Hai să-ți spun următoarea știre. Majoritatea dintre noi, atunci când plecăm afară, căutăm să trecem pe la obiectivele emblematice. Turnul Eiffel, Muzeul Louvre, Sagrada Familia sau Coloseumul. Dar sute de recenzii consideră că acestea sunt capcane turistice și, în principiu, sunt dezamăgitoare. Ce spui, Olivia? Sunt aceste locuri emblematice niște capcane pentru turiști? Nu știu ce să zic. Cred că e important să știm care e scopul călătoriei. Asta e cel mai important, pentru că dacă ne dorim, de exemplu, să mergem în locuri mai puțin cunoscute, să avem parte, nu știu, de o vacanță liniștită, să descoperim viața localnicilor, alegem asta, locurile mai puțin cunoscute. Dacă vrem să bifăm atracțiile turistice, ne ducem în acele locuri, dar există câteva dezavantaje. Aglomerație, costuri ridicate, acum depinde de fiecare ce îți dorești. Contează, cred că, foarte mult și cum te setezi înainte să te duci acolo. De exemplu, nu sunt de acord cu recenziile pe care le-au lăsat oamenii respectiv, că locurile sunt dezamăgitoare, adică sunt locuri cu o arhitectură deosebită, cu o istorie incredibilă. Eu sunt foarte entuziasmată de fiecare dată când vizitez ceva și nu mi-aș permite să zic că dacă mă duc să văd Coloseumul, nu e atât de impresionant. Nu, este impresionant. Știi? Da, uite, de exemplu, în Franța, lumea preferă să se ducă în Paris. Lyonul, de exemplu, mie mi-a plăcut mai mult. Da, lumea se duce în Paris. Pentru că vrei să vizitezi un oraș care apare în atâtea filme, în cărți, despre care se discută atât de mult. Știi, să îl bifezi, să iei și tu atmosfera, dar cred că în continuare e important cu ce atitudine te duci tu acolo și în funcție de energia pe care o ai tu, cu siguranță experiența va fi de așa natură. Olivia, îți mulțumesc că ai fost alături de mine și în această seară. Și eu îți mulțumesc. Noi ne revedem mâine seară și cu dumneavoastră ne revedem, pentru că în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 19 suntem aici cu Monden Weekend.